Salut! Salut! Spune-mi, te rog frumos, cum ai auzit de ansamblurile Good Residence? Am căutat pe internet, voiam să-mi iau o casă lângă București, sau în București, de fine nu avea foarte mare importanță, și am găsit acest ansamblu, Good Residence, Good Afternoon și Good Morning. Din ce vedeam pe site, casele mi se păreau foarte drăguțe, prețurile erau destul de ok și am trimis un mail lui Robert Sârbu, cel care mi-a și prezentat ulterior casa. Mi-a răspuns a doua zi, a fost foarte, foarte prompt și a treia zi ne-am și întâlnit și mi-a prezentat câteva case și bineînțeles am vorbit și despre prețuri. Ce ți-a plăcut practic cel mai mult la casa Luna 2? Este casa Luna 2. Mi-a plăcut în primul rând că este în afara Bucureștiului, pentru că am vrut să scap dintotdeauna de agitația din capitală, mai ales că lucrez și într-un domeniu în care tot timpul ești aglomerat, e contact cu oamenii, ești foarte ocupat, agitat, stresat și mă gândeam că ar fi fost foarte, foarte bine ca momentul în care ajung acasă să scap de agitație, să locuiesc într-un loc liniștit. Un al doilea aspect care mi-a plăcut foarte mult a fost faptul că, vorbind despre o casă fără etaj, dintotdeauna am considerat că locuințele pe pământ sunt mult mai bune decât cele cu etaj, cu mansardă, în primul rând pentru că nu există riscul să cazi pe scări, și în al doilea rând pentru că nu ai probleme cu căldura de la mansardă, e vara, e foarte cald, trebuie să ții tot timpul aerul condiționat pornit, care nu este foarte sănătos și așa mai departe. Și în al treilea rând, întotdeauna am imaginat casa pe care voiam eu să o cumpăr în viitor ca fiind o casă doar pe pământ, cu o terasă și atât, fără etaj, fără mansarde și așa mai departe. Cum ți se par vecinii din cartierul acesta? Practic este un cartier de case, sunt construite peste 150-200 de case aici. Vecinii foarte frumoși. Foarte frumoși și foarte entuziasmați că s-au mutat la casă, mai ales că majoritatea s-a mutat în urmă cu foarte puțin timp. Am întâlnit câțiva dintre ei care stau de 2-3 ani de zi, de 2 ani de zile aici. Și sunt puțin retrași așa. Adică fiecare e cu treaba lui, nimeni nu se bagă peste nimeni, cum se întâmplă la bloc. Iată un alt lucru foarte important când te muți la casă. Nimeni nu se uită peste gard să vadă ce faci la tine în curte sau nimeni nu te deranjează. În schimb, de fiecare dată când te întâlnești cu ei, sunt amabile, sunt foarte drăguți și chiar mi s-a întâmplat la un moment dat să am nevoie de ajutor pentru o chestie și vecinul a sărit imediat să mă ajute. Am înțeles. Ce le-ai spune cunoștinților care vor să cumpere o casă aici? De ce le-ai recomanda practic o casă aici? În primul rând, nu este deloc departe de București. Adică decât să locuiești într-un cartier mărginaș din capitală și să faci de la serviciu, să spunem, dacă lucrezi în centru, până acasă o oră prin trafic, mai bine locuiești lângă București, unde faci 15 minute, nu este trafic absolut deloc, mergi lejer, este liniște, stai la casă, ai curtea ta, ceea ce e foarte, foarte important, nu ai pe nimeni care să te deranjeze cum este la bloc. Și încă un lucru foarte, foarte important. Sunt foarte mulți oameni care se sperie de ansamblurile rezidențiale, pentru că în momentul în care se mută într-un ansamblu, au impresia că urmează tot felul de cheltuieli. Și, într-adevăr, în majoritatea cazurilor așa este. Ai tot felul de cheltuieli de pază, de întreținere, de canalizare, de nu mai știu eu ce. Și, practic, te muți la casă, dar trăiești în același regim în care trăiești și la apartament, la bloc. Pentru că depinzi de cel care se ocupă de ansamblu, depinzi de vecinii tăi. În schimb, aici, în Good Afternoon, nu se întâmplă lucrul ăsta. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Te muți într-un ansamblu unde atmosfera este foarte frumoasă, casele sunt foarte drăguțe, este foarte curat, vorbim de o comunitate educată, de o comunitate liniștită, da? Dar în același timp nu întâmpin problemele pe care le întâmpin într-un alt ansamblu rezidențial unde ai tot felul de cheltuieli, după cum spuneam. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Alex. Cu drag.